Salutare dragii mei și bine v-am la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin AK Dr. Așulear. În acest videoclip vom vorbi despre cumpărarea skinurilor de pe Buff 163. În cazul în care nu știți ce este Buff 163, vă recomand să dați o pauză la acest videoclip și să mergeți în descriere să vedeți acolo niște videoclipuri pe care le-am pregătit pentru voi, ce este Buff, cum puteți să vindeți pe Buff și așa mai departe, pentru a înțelege exact cu ce se ocupă. Dar pe scurt, în cazul în care nu aveți timp sau răbdare să vedeți cele videoclipuri, buff 163 este cel mai mare market uh, de skinuri de CSGO din lume. Marketul pe care îl folosesc toți traderii este un market chinezesc uh, pe care am început să-l folosesc de curând datorită prețurilor mici și de asemenea comisiunelor foarte mici când vine vorba de vânzare 2,5% per uh, vânzare, ceea ce este super ok. Iar în acest videoclip vă voi arăta cum puteți să cumpărați. Dar pentru a cumpăra un skin de pe de pe BAF 163, venim vorba, puteți să cumpărați skin-uri de CSGO, Dota 2, Rust sau TF2. Aveți nevoie de balance, despre cum adăugăm uh, bani în acest site. Vom vorbi într-un videoclip separat pentru că este mai complicat, nu e atât de ușor să bagi banii. Practic există trei metode principale și sigure, mă rog, două dintre ele mai sigure, a treia mai puțin sigură, de a face rost de bani în BAF. Unul la mână uh, prin intermediul Alipay, este o metodă mai complicată, necesită niște pași suplimentari și un pic de timp, dar la finalul zilei este cea mai sigură metodă. La fel de sigură este metoda prin care luați skin și le vindeți pe, pe Buff pentru a face rost de uh, balanță aici, de bani în Buff. Puteți să cumpărați skin de pe alte site-uri care au reduceri foarte mari. Sunt acele site-uri care au reduceri la skin-uri față de prețul de pe Steam de 30-40%, prețuri care se apropie cât de cât de prețurile de pe, de pe Buff. Prin urmare, veți avea o pierdere minimă uh, de bani din vânzarea acestora și practic aveți... Uh, aveți o șansă să aveți balanță în, în acest, pe acest site a treia metodă este un pic mai risky dar dacă alegeți persoanele potrivite este lipsită de, de riscuri și anume să cumpărați uh, balanță de la anumiți traderi recunoscuți și cunoscuți practic voi le dați lor bani și ei pun un, uh, voi puneți de fapt un skin uh, foarte ieftin la vânzare pentru acei bani, de exemplu puneți un Safari Mesh la 1000 de ieni, yuan RMB și ei vor cumpăra acest skin și voi aveți practic în portofel 1000 de ioni. Cam așa, cam astea sunt metodele principale, dar vom vorbi despre asta în, într-un alt videoclip dedicat. Acum vom face o demonstrație live pentru că mă interesează să-mi cumpăr un anumit skin și sunt câteva lucruri importante pe care trebuie să le știți în momentul în care cumpărați un skin de pe buff. De aceea am și făcut acest videoclip pentru că e simplu să zici ok, mergi frumos, dai click pe acest skin pe care îl vrei te duci, te uiți și dai bai. Asta e simplu, nu despre asta este videoclipul de astăzi. Vorbim despre metodele prin care puteți să cumpărați un skin cu cei mai puțini bani, să faceți rost de un skin cât mai ieftin și ce vă oferă ca funcționalitate acest site și de ce l-am folosit. Deci, prin urmare, mai întâi trebuie să stabilim ce skin vrem. Da, e foarte simplu, facem un pic de research, apoi intrăm la market, și avem în partea de sus cuțite, pistoale, rifles, SMG, shotguns, machine guns, gloves, stickere, agents și others. Avem sprayuri, collectibles, gifts, key-uri, patch-uri și așa mai departe. În videoclipul de astăzi voi vrea să cumpăr un AUG. Dar pentru că AUG-ul este destul de ieftin, vă voi arăta mai întâi funcționalitatea pe un AK și pentru că ieri mi-am luat chiar, ieri mi-am luat un AK și vă voi arăta exact ce AK am luat, mergem la Rifles, la AK-47, iar apoi avem pe această coloană mai multe categorii, inclusiv ca să da de search pentru a căuta uh, un anumit item. Și vedeți că jos aici avem skinurile listate. Avem categoria, wear-ul, field tested, minimal wear, well wear și așa mai departe, și skinul cu prețul în RMB și câte sunt la vânzare. Da? Dar pentru a filtra chestia asta, Mergem la quality, dacă știți calitatea, covered, că și așa mai departe, categoria, dacă vreți suvenir, statrac și așa mai departe, diferența între statracul acesta și statracul acesta este că ăsta este statrac de cuțit, ăsta este statrac de armă. Exteriorul, asta este, ăsta este wear-ul pe care îl vreți, factory new minimal wear field test și așa mai departe. Uh, la popular dacă vrem anumite skinuri, pentru că de exemplu la cuțite avem fade care e popular, slaughter și așa mai departe, culori, putem să selectăm pe culori dacă vreți să vă faceți un inventar bazat pe o anumită culoare, în funcție de colecție și dacă vrem să aibă stickere sau nu. Astea le putem folosi mai apoi. Dacă nu știți exact ce schimb vreți, puteți să puneți un preț minim și maxim în RMB, în moneda chinezească, în ienul chinezesc, și vă filtrează. Un lucru foarte important este că nu neapărat să selectați de aici exteriorul. Practic, să zicem că vrem să cumpărăm un uh, Asimov. Uh, nu avem aici Asimov-ul uh, Factory New. Nu va trebui să dăm scroll pe toate aceste pagini, pur și simplu dăm click pe Asimov Minimal Wear, iar sus aici putem să alegem wear-ul și dacă vrem să fie track sau nu. Iar aici ne arată prețul minim de vânzare. Prin urmare, să zicem că vrem un track și vrem Factory Bun, prin urmare, prețul de referință este 3100 de RMB, adică undeva la 461 de dolari pe Steam și dacă dăm click aici putem să vedem că este pe Steam. Dar noi putem să-l găsim pe acest market începând de la 2099 de ioni, adică cu 1000 de ioni mai puțin. Nice! Vedem mai jos, vedem imaginea, unele dintre unele skinuri au și imaginea de inspect, dăm click pe acest plus și putem să vedem skinul, putem să vedem cum arată cu stickere, să dăm zoom, Cam așa arată, zoom out, avem float-ul, statrack, paint index-ul, și, mă rog, download buff ca să downloadați aplicația. Și putem să ne uităm frumos aici cine vinde, care sunt stickerele, care este wear-ul stickerelor, prețul și avem aceste două funcții foarte importante, buy și bargain, despre care vreau să vorbesc imediat. Dar mai întâi hai să vorbim despre filtrare. Avem filtrarea pe float, custom. 005-006-006-007 pentru că uh, Asimov AK pleacă de la 005 și dacă vrem un 005 float-ul minim, 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 selectăm 005 și avem uh, cel mai mic preț pentru această categorie de float. Dacă vrem să îl sortăm după float, putem aici, după preț, după float, după stickere și așa mai departe. Dacă avem un anumit uh, pattern pe care vrem să-l căutăm, uh, îl scriem aici și dăm search. Dacă vrem să aibă name tag, putem să-i dăm name tag. și dacă vrem să aibă stickere, avem mai multe categorii. Cu stickere, cu stickere care nu sunt uh, uh, zgâriate cu wear de 100%, fără stickere, cu 4 stickere de același fel, cu 4 stickere de același fel care nu sunt zgâriate, sau custom. De exemplu, vrem să căutăm un AK-47 statrak Asimov, cu, un, cu niște sticăre din Colon 2015, de exemplu, sau chiar Cato 2014 și un 3 de Max Holo. Putem să punem câte sticăre vrem aici din cele 4 sloturi, selectăm dacă vrem să fie pe anumit slot sau dacă vrem să fie 100% și vrem să fie 100% și dăm confirm. Nu este niciuna, bineînțeles. Dar dacă ar fi fost, ar fi apărut aici. Bun, apoi dăm all din nou. Și acum, Uh, avem două opțiuni de a cumpăra acest skin. Buy, prin urmare îl cumpărăm direct la acest preț de 2265 dacă avem bani. Eu nu am bani, dar dacă am avea bani am putea să cumpărăm dacă ne interesează. Sau îi dăm bargain. Asta înseamnă uh, negociere. Și dăm click. Nu toate skinurile au negociere. De exemplu, acesta de jos, userul nu permite negociere. El vrea atâția bani. Dacă îi dați bine, dacă nu, treceți mai departe. Îi dăm bargain. Și ne spune aici, prețul este de 2265, asta este prețul pe care îl cere userul, iar prețul minim pe care puteți să-l licitați este de 2000 de RMB. Și aici scrieți prețul pe care vreți să-l dați, 2001. Și dați conform. În momentul ăsta, e foarte important să aveți acești 2001 în, în cont. Dacă îi dați conform, banii vă vor fi luați din cont, nu se vor duce către users, vor rămâne blocați undeva la mijloc pe buff. Uh, userul care vinde va primi oferta de, de, bargain și va da accept sau nu. Și veți primi mesaje aici dacă uh, bargain bargainul a fost acceptat sau nu. De exemplu, am căutat un AK47 Bloods Field testit cu anumite Stickere Și am dat bargain Era 310 Am zis 295 Mi-a refuzat 285 la altul Mi-a refuzat Și așa mai departe Până când uh, A fost acceptat Pam, pam, pam pe aici pe undeva A fost acceptat Și după ce a fost acceptat vă va trimite un trade offer pe, pe, Steam și voi trebuie să îl acceptați. Bineînțeles, verificați dacă stickerele sunt la fel și așa mai departe. Asta este o funcție foarte importantă care vă ajută să mai salvați niște bani. Trebuie să vă uitați să vedeți dacă skinurile sunt de mult timp la vânzare. Vă interesează și trade records, de exemplu. Și Pride Strand. Trade Records înseamnă un istoric al vânzării. De exemplu, s-a vândut unul cu 2020, unul cu 2150, unul cu 3400, când s-a întâmplat asta Pam, pam, pam Și vedeți aici ultimele Puteți să vedeți mai multe dacă aveți premium Dar pentru asta trebuie să plătiți Iar price trend-ul arată cam așa Pe BAF Pentru să zicem, pentru ultimele șase luni Trebuie să plătim chestia asta Pentru ultima lună Arată cam așa Cam astea au fost vânzările Ultimul s-a vândut la 3400 Iar pe Steam Arată cam așa Ultimul s-a vândut aici cu 2600 de ioni Acum, bineînțeles, depinde și de float, depinde de multe, multe lucruri. Aici nu i-am considerat chestia asta. Bun, și când ne-am hotărât, dăm pur și simplu buy, banii ne vor fi luați din cont, iar în momentul în care uh, primim uh, itemul, vom primi și un trade. Acum, ca să vă arăt exact ce se, ce se întâmplă, uh, mergem frumos pe market, mergem la rifles, căutăm uh, Aug și. Și căutăm ce ne interesează Mă interesează un carved jade Îl avem aici Vedeți? E souvenir carved jade Factory new. Nu mă interesează Nu vreau neapărat adică nu vreau souvenir De ce? Pentru că deși este mai ieftin Decât normalul uh, Suvenirul nu poate fi folosit În trade-uri Și din punctul meu de vedere Valoarea acestui skin Este dată de Utilizarea în trade Sau nu uh, Așa că voi merge Voi da click pe normal Cu un preț de 29 De începere De 29,74 iuani și primul și cel mai ieftin este acesta 003. Putem să dăm click pe uh, plus pentru a vedea cum arată, toate au în zgârietură aici, mai mult depinde de uh, Peter și de unde are zona aceasta verde mai închisă, mai decolorată, cu o zonă de galben și așa mai departe. Uh, asta este de 006, deja este, uh, este, are un wear foarte mare pe care nu-l vreau, eu o să vreau un wear mic, pentru că mai apoi când îl voi vinde, va avea o valoare mai mare pentru traderi, pentru că nu se mai dropează, e din colecția Ancient. Uh, și așa că mă duc la Fro Ranch și vreau să văd cât costă un 00001 Și cel mai ieftin este 4136, eu am 33. N-am. și este un 008. E mișto. Dar nu am bani de așa ceva. Lumea o să caute chestia asta, prețurile o să crească foarte mult, din păcate nu-mi permit. Așa că mă duc mai jos, la 001002. Și avem un 0,018 la 3148. La 3149 avem un 016. Și vedem noi așa până la 33, cam astea sunt. Și pe ăsta vreau eu să-l iau. Dau un pic, un click să văd cum arată. Aici așa tras un sticker ca să nu se vadă oricum, o să scot stickerele astea pentru că nu-mi plac. Arată destul de bine, e colorat frumos, gărietura aici n-am ce să fac cu ea. Uh, nu este 580, nu e nimic, uh, nimic special și vedeți că nu permite bargain aici, pentru că prețul este foarte mic și la prețuri mici nu permite uh, bargain-ul. Dar dacă mergem la un, la un schimb de peste 100 de ieni atunci ne va permite dacă și userul acceptă. De stickere interesante, nu are rost să mă uit, pot să-i dau de exemplu să vedem care este un skin cu stickere mișto și există. Vedeți cu ăsta de exemplu arată foarte mișto. E cu niște stickere foarte interesante. Pam, 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 verde pe verde arată foarte bine, doar că este 350. Uh, mai avem câteva aici la 75, nu are niciun sens și cu un flow de 0.1.4. Da, Bun, ăsta e la fel, mișto. Arată foarte bine cu aceste stickere, dar la fel, 44, nu am bani. Prin urmare, voi da all stickers, 001, 002, îi dau de, de, pe default și am 016 și pe acesta îl voi cumpăra. Așa că mă duc frumos, dau buy, se încarcă, mă întreabă metoda de plată prin buff balance, Alipay cu 1% fee, din Huawei, uh, buff balance bank card și WeChat Pay pe care nu le avem. Uh, am 33,73 voi plăti 31,49. Uh, și dăm pay. Paying please wait. Success, please uh, choose how to send offer. Uh, Send offer in app. The offer sent by you needs seller to deliver. So se uh, send offer by seller. The offer sent by the seller and needs you to accept or you will be deducted. Doila de Suta. I see them send offer in app. Please send buff uh, order in buff. Acum mergem la buy order, cred că așa este. Dacă nu, am sigur pe telefon, the item au Card jade, am primit notificare, you bought is waiting for you to send the offer. Click to go. Uh, cred că dacă mergem aici, vedeți că avem un punctuleț roșu. Da, dăm la inventory, mergem la buy history și waiting uh, for your offer. Go to app. Aici trebuie să intru pe telefon, din păcate nu am cum să vă arăt. Și... Uh, trebuie să dăm click în 5 minute. Să-i dăm send offer. Send the offer to the seller and the item will go into, into your inventory when seller accept it. Send offer. Please login to verify the Steam account. Trebuie să vă logați pe Steam. Și o să intru eu frumos pe Steam. Din aplicația de Buff, e foarte important asta. Snoc. și dăm ok și îmi cere frumos codul îi dăm submit din păcate voi nu vedeți chestia asta dar tot ce trebuie să faceți este să acceptați uh, să trimiteți oferta de pe Steam, practic voi trimiteți oferta userului și userul doar o acceptă a, a fost trimisă oferta, iar apoi userul trebuie să răspundă Și să dea accept la trade Asta poate dura până în 12 ore, dacă nu mă înșel Asta, Atât are userul să răspundă, timp să răspundă Bun, dacă vă uitați aici Am mai cumpărat un AK47 Bloodsport 0.5 pe 8 Cu niște stickere foarte mișto Nu știu dacă îmi arată aici exact, nu mi arată Dar dacă intrăm în inventory I-am dat uh, i-am dat bargain de la 300 30 la 310, dacă nu mă înșel. Cu Astralis Holo MLG Columbus 2016. Deci arată foarte, foarte bine. Arată cam așa. Hai să văd. Se văd foarte mișto în uh, în lumină. nu no, bun. Cam, cam așa arată, ia să vedem. Am primit și o notificare. The item Aug Bot, of which order is waiting you to send offer, please do it in buff up within 5 minutes. Deci în 5 minute trebuie să trimitem oferta. Dacă nu trimitem pentru mai multe tipuri, această opțiune va fi uh, oprită și nu veți mai putea decât să așteptați să vă trimită userul, să vă trimită uh, offerul și să dureze un pic mai mult. Nu no, bun. Acum dacă intru în inventory și nu mi-apare, înseamnă că încă nu a, fost, nu a fost emis și așteptăm. Cred că la buy history ne uităm. Waiting for seller to respond. Bun. Dragilor, cam asta a fost videoclipul de astăzi. A fost un videoclip un pic mai lung, dar am vrut să vă explic toate lucrurile pe care puteți să le faceți în buff. Sper că ați înțeles. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudeți, verificați descrierea pentru a vedea toate informațiile necesare și, nu în ultimul rând, având în vedere că aceste videoclipuri sunt demonetizate de către YouTube pentru că Cumva YouTube nu se înțelege bine cu csgo ul și toate videoclipurile de cu skin-uri sunt uh, demonetizate, am introdus funcția de membership. Prin urmare, dacă vreți să mă susțineți, începând cu suma de 6 lei până la mult prea mult, puteți să mă susțineți lunar uh, cu această sumă pentru a mă stimula să fac mai departe videoclipuri. Dacă vreți, dacă nu, videoclipuri, videoclipurile mele uh, sunt gratuit în continuare, aplaudate pe YouTube, le puteți vedea fără să dați niciun ban, doar că este un fel de susținere pentru mine. Dacă nu un like, un comment și un share mă ajută la fel de mult și vă mulțumesc la fel de mult. Rămâneți cu bine, salutare.